La data de 22 martie anul curent, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă a Lipeje Gorj un bărbat de 52 de ani din municipiul Târgu Jiu și o femeie de 62 de ani din municipiul Timișoara, bănuiți de săvârșirea infracțiunii de complicitate la obținerea ilegală de fonduri. Din cercetări a reieșit faptul că cele două persoane au avizat la plată centralizatoarele valorice privind orele de așteptare ale utilajelor în bazele de dezăpezire pentru sezoanele de iarnă 2016-2020, fapt ce nu corespundea adevărului, ajutând în acest mod o asociere formată din trei agenți economici să obțină necuvenit din fonduri publice suma totală de peste 3.089.000 de lei. Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale a persoanelor în cauză. În cursul zilei de ieri, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj au reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă a Lipeje Gorj un bărbat în vârstă de 52 de ani din municipiul Târgu Jiu și o femeie în vârstă de 62 de ani din municipiul Timișoara, ambii bănuiți de săvârșirea infracțiunii de complicitate la obținerea în mod ilegal de fonduri. Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activități infracționale.